Bine v-am regăsit la un nou video pe cei din Zodia Taur. Haideți să facem o etalare de dragoste și carieră pentru perioada 19-30 noiembrie. Am pus o carte pentru doamne și una pentru domn, să vedem ce vă așteaptă în această perioadă. Haideți să vedem ce așteaptă pe cei din Zodia Taur în dragoste și în carieră în perioada 19-30 noiembrie. Ce așteaptă în dragoste și în carieră pe cei din Zodia Taur în perioada 19-30 noiembrie? Haideți să vedem. Bun. Pentru cele, voi vorbi prima dată de cele care sunteți căsătorite și aveți și un copil, sau poate mai mulți copii. Vă văd având probleme cu partenerul, foarte mari probleme și foarte mari certuri. Parcă partenerul are pe cineva și a găsit o femeie care este interesată financiar, practic. Femeia asta a adus ceartă în casa dumneavoastră, confuzie, ceartă, supărare, lacrimi, blocaj. El, practic, cred că sigur v-ați certat și el se simte blocat, pentru că femeia asta, practic, îl șantajează pe el dacă vrea să fie cu ea, să-i ofere finanțe. Asta va afecta foarte mult casa și relația. Vă văd, nu știu, suspicioase, bănuitoare în această perioadă și aveți și de ce. Vă văd foarte melancolice, gânditoare. Parcă vă gândiți dacă să mai riscați să mai continuați cu acest partener sau nu. Vă gândiți dacă se mai merită sau nu. Multe dintre voi să știți că veți întâlni, dacă nu deja ați întâlnit pe cineva cu care v-ați vorbit prin intermediul internetului sau a telefonului. Tot o persoană care este căsătorit sau căsătorită, care vă va susține practic foarte mult în problema asta care o aveți cu partenerul sau soțul. Veți afla foarte multe secrete, practic, foarte multe idei secrete despre relația aceasta care nu le știați, nu le știați. Parcă partenerul este un om care se descurcă de bine, destul de bine financiar, însă este un om puternic, dar și un om foarte agresiv, un om foarte brutal, un om foarte, nu știu, nervos, irascibil, cu care nu prea puteți să discutați foarte multe lucruri. El știe că a greșit ce a făcut și știe că el merge pe un drum greșit, dar parcă este învrăjbit, parcă nici nu știe ce face. Pentru cele care sunteți singure, pentru cele care sunteți singure, majoritatea dintre voi cu siguranță iubiți un bărbat însurat. Un bărbat însurat sau un bărbat care este într-o relație stabilă sau, mă rog, ce fel de relație stabilă, nu știu, că e o relație mai mult bazată pe colaborare financiară, practic. Deci, parcă cel cu care vorbiți, mai ales mă refer și aici la foarte multe dintre voi care sunteți mai tinere, persoana cu care vorbiți, practic femeia cu care este, parcă lucrează pentru el. O femeie de moravuri ușoare și înțelegeți la ce mă refer, la acea veche meserie, parcă asta face această femeie pentru el. Este un bărbat foarte periculos. Un bărbat care are o întreagă afacere de așa natură, un bărbat care s-a izbit de un blocaj, practic, pentru că nu vă poate manipula cum trebuie și nu are cum să facă acest lucru, nu îi se realizează acest lucru, i-a spus o barieră și parcă totuși are răbdare și cu aceste două fețe pe care le are, dacă nu 100 de fețe, ca să reușească să vă prindă în cursa asta care vrea el să o facă. Să aveți mare grijă, să fiți foarte precaute, mai ales cele care sunteți mai tinere. Să aveți foarte mare grijă dacă aveți de-a face cu un asemenea bărbat, pentru că bărbatul
Acesta se ocupă cu prostituție. Să aveți mare grijă. Și parcă are o femeie în spate care practic îl ajută în această meserie să aducă persoane noi. Foarte urât, foarte urât, deci ceva foarte urât. În altă ordine de idei, cele care sunteți singure, multe dintre voi, cred că vorbiți, veți cunoaște, practic, veți cunoaște, cele care sunteți singure, veți cunoaște un bărbat, dacă nu l-ați cunoscut deja, un bărbat pe care îl suspectați foarte mult momentan, încă nu aveți încredere, deocamdată sunteți la stadiu de comunicare. Ori comunicați prin intermediul telefonului, ori a unui pe o rețea de socializare sau însă bărbatul ăsta ascunde foarte multe secrete ce ține de relația lui, este implicat într-o relație, însă să știți că cu bărbatul acesta cu care urmează să fiți, pe care îl veți cunoaște, chiar dacă suspectați ceva despre el și vă va spune, practic, va fi sincer cu dumneavoastră și vă va spune despre ce este vorba, veți lega o prietenie și o relație foarte frumoasă, pentru că bărbatul ăsta practic are niște probleme în căsnicie foarte mari, iar relația lui practic este aproape terminată, este în divorț, el chiar își dorește un nou început și veți avea un nou început cu acest bărbat. Acum să vorbesc puțin despre partea financiară și în ce ține și la cele singure și la cele care sunteți căsătorite. Partea financiară, să știți că în această perioadă văd că aveți niște probleme, aveți niște blocaje, niște probleme. Cred că multe dintre voi ați pierdut un loc de muncă. Este posibil multe dintre voi să reușiți în această perioadă să riscați, să încheiați niște contracte și să aveți niște câștiguri financiare de pe urma asta. Multe dintre voi să aveți niște datorii foarte mari pe care reușiți să le plătiți datorită unei bune prietene care vă ajută. Multe dintre voi veți reuși să vă găsiți un nou loc de muncă sau un nou start într-un domeniu anume, dar doar riscându-vă. Poate că riscați o sumă de bani, poate că riscați să plecați undeva. Poate că riscați să aveți încredere în cineva în care simțiți că nu puteți să aveți, care vă oferă un loc de muncă. Însă veți reuși într-un final, veți reuși. Dar repet și revin, mare grijă la cele care sunteți singure să nu vă băgați cu un asemenea bărbat care vă oferă vise despre bani, mai ales cele tinere, mă refer, vise despre bani și iluzii, să vă bage într-o lume din care nu mai puteți ieși. Pentru bărbații din Zodia Taur, pentru bărbații din Zodia Taur se pare că în această perioadă, vorbesc despre cei care, vreau să vorbesc prima dată despre cei care sunteți căsătoriți și aveți o soție și un copil, practic, parcă vă văd așa. Dumneavoastră sunteți cu treaba dumneavoastră, v-ați certat cu soția, soția practic are pe cineva și a găsit pe cineva care este tot căsătorit și vorbește cu el, iar dumneavoastră ați ales să vă certați, să vă despărțiți sau vă veți despărți de soție pentru o femeie care este interesată financiar. Dar parcă ați făcut o mare greșeală pentru că practic femeia asta este în viața dumneavoastră doar să vă ruineze și vă face atâtea probleme și este atât de agresivă și geloasă și posesivă și iritantă, a pus un blocaj practic, va distruge și casa, va distruge și viața și liniștea și nu va duce nicio fericire, să știți. Și la voi partea financiară, din câte văd, mai ales pentru mulți dintre voi care aveți propria afacere, practic blocajul se produce datorită acestei femei sau blocajul se produce datorită unui coleg, poate, sau a unor contracte pe care, nu știu, ceva ilegal care se întâmplă, cineva face la dumneavoastră în firmă ceva ilegal sau la locul de muncă care vă produce blocajul acesta financiar. Să aveți mare grijă. Pentru cei care sunteți singuri,
din zodia Taur. Pentru cei care sunteți singuri din zodia Taur, se pare că în această perioadă aveți de a face, în primul rând, cu o femeie care probabil că ați cunoscut-o sau urmează să o cunoașteți. O femeie care, din câte văd aici, iubește foarte mult banii. Nu veți face treabă cu ea pentru că este foarte geloasă, posesivă și agresivă, deși o să încercați să faceți o relație cu ea. Și vă mai văd tot pe cei singuri, parcă, nu știu, vă văd într-o situație foarte ciudată. Vă văd aici trei femei, practic, pentru cei singuri. O doamnă cu un copil, sau poate mai mulți copii, încă una căsătorită, care se ascunde, practic, are o relație secretă cu dumneavoastră, și una care este singură, dar iubește foarte mulți bani, foarte mult banii. Și vă văd pe cei singuri, că n-aveți nicio relație stabilă cu niciuna dintre aceste femei, însă vă împărțiți între toate trei și nu știți ce să alegeți. La fel și pentru voi, situația financiară stă foarte prost în această perioadă. Dar totul se va regla. Totul va ieși la liman. Cam asta pentru dragoste și carieră, pentru perioada 19-30 noiembrie, pentru Zodia Taur. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, să dați un like, să dați un share. Eu vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.